La expirarea termenului de depunere a ofertelor, există 6 firme pentru toate cele 3 mari proiecte de dezvoltare a Lugojului. Sunt 3 societăți pentru construcția noului spital, 2 pentru reabilitarea podului de fier și una pentru reabilitarea sediului administrativ al primăriei municipiului Lugoj. Avem în curs 3 proceduri de licitație care au avut termen de depunere săptămâna trecută. Este vorba despre spital, spitalul nou, unde avem 3 oferte depuse, sunt în evaluare deja. Este vorba despre clădirea primăriei, unde avem o singură ofertă, care și ea este în evaluare. Și bineînțeles despre podul de fier, este vorba despre a doua licitație la podul de fier. La prima licitație a fost doar un ofertant care nu a trecut de toate procedurile necesare pentru a fi atribuită lucrarea. Astăzi avem 2 ofertanți acolo, sperăm să închidem evaluarea luna aceasta pentru ca lucrările să înceapă în perioada de vară, atunci când copiii nu merg la școală și când nu este așa aglomerat orașul din punct de vedere al traficului. Pentru reabilitarea podului de fier există o finanțare de 17 milioane de lei obținută prin Programul Național Angel Salini de actuala administrație. Proiectul prevede și o rezervă de fonduri în cazul în care va trebui refăcută pila sau piciorul podului. În ceea ce privește noul spital, pentru care a fost atrasă o investiție record pentru Lugoj, managerul de proiect Claudiu Buciu spune că lucrările se pot încadra în grafic, în ciuda întârzierii provocate de respingerea ofertei inițiale. Pentru reabilitarea sediului administrativ al primăriei există o singură ofertă. Aceasta este în evaluare deja. Proiectul este în valoare de 14 milioane de lei.